Ce ca pastile, am găsit cicladon, se numesc pastile care sunt antiscovăială. Eu am notat aici cicladon și injecțiile doamnele, doamna care e de gardă, care în albastru, poate vă spui, și care se numește și injecția antiscovăială. Dacă nu e alt incident, pe data de 11 luna 6-2013, pe data asta să citesc în timp, asta amenințări telefonice, am avut înainte de spitalul ăsta, nu vă interesează, vor tot interesează. Sfine, te rog, numai bătaia care ai avut, adică când te-a lovit peste ureche, numai asta s-a întâmplat? Asta și s-a mai întâmplat la un bolnav, la un pacient, sedem la balcon și fumam. A venit un pacient agresiv, băiat puternic, a venit și eu cum fumam, mi-a tras una, nu țin minte, că în partea stângă, că în partea dreaptă, mai nu mi-a luat mersul. Eu mă duc și spun la medic, domnul medic, era Mihail Vasilevich, da, domnul medic, luați măsuri, ieșiți să se poate întreba. Doamna Natalia. Natalia, mă scuzați. Cum se numesc antiscovăială injecțiile? Antiscovăială nu există. Dar care ajută, care să te pune pe picioare injecțiile? Spune-mă așa. Este pastile, cicladon. Este cicladon, vitamin, atunci vitamin. Da, pastile, da, injecție. Eu am chei. Spune-mi mai bine așa, tu ți-ai văzut-o sau medicală? Fișa medicală, ți-ai văzut-o? Mi-am văzut-o ieri către domnul procuror, poiată Victor Ocoli, la procurora generală, de la domnul Cepul Chișan. Am povestit, am scris explicații, am și xerus de explicații, o să-l aduc. Mi-a lăsat-o pe originalul lui și xerocopii ne-am luat să o păstrez pentru mine, că eu am păstrat-o de vreo două ori și fără... Și din foaia de indicații medicale, ai văzut ce medicament tu primești? Am văzut... Nu. Din foaia medicală nu m-am uitat la tiburi. Dar știi că ai dreptul să am vezi? Am dreptul, dar... Nici n-am cerut asta de la domnul Deomidovici, că el de ieri, în față de procuror, mi-a dat acces că se pot ieși până afară, să-mi pot cumpăra singur un pachet țigări, dacă am 10 lei la mine, poate am un leu, poate am 5 lei, mă duc să-mi iau țigarul și am drept să ies. Până acum nu puteai să ieși? Până acum, categoric, fiindcă am fost adus cu narușă și de poliție, categoric, până acum... Dar când ai fost adus? Pe data de 26 s-au fost într-o duminică. Mai. 26 zile, și atâte zile negre pentru mine, le-am însemnat cu roșu. Data de 26 duminică am fost adus. Până luni și până marți, eu am fost de om aici, am fost om calic. Tocmai abia mea, marți, eu am trecut aparatul la cap și s-a scris lecuire magneziu. Magneziu, palernă. De ce ai vedere că erai bun la cap? Ori invalidă, cum ai spus tu? Am fost invalid după injecția care am primit-o duminică. Ce injecție ai primit? Care, doamne, nu vreau să o prezinte, nu. Ca tabletă, ca pentru tabletă. Injecție sau tabletă a fost? A fost injecție. Injecție. M-a durut piciorul, două suci, m-a durut piciorul de injecția aceea. Și injecția aceea mi-a făcut-o doamna Cristina, tot e asistentă de aici, acum injecție, de pastile. Medicul a întrebat ce injecție a fost asta? Nu l-am întrebat și nici procurorul a întrebat ce a fost asta? Nu, a întrebat. Tu ai spus procurorului despre injecțiile astea? Nu, i-am spus procurorului, i-am spus pentru ce l-am chemat și ce pretenție am față de spital. I-am spus că față de spital, eu n-am nicio pretenție, spitalul e tare bun, mulțumesc, el ajută. Filmați cum se ferește coborul când vine oamenii la masă. Că sunt oameni și sănătoși, sunt oameni și bănași. Și de ce se ferește coborul, dar puteți să aici ați spus? După informații care o am, asta nu aveți dreptul să facă aici. Deci mai ridicați video cu video la avocatură. Vă rog. Camera, pentru că n-am dat acord. Nici noi n-am dat acord să interveniți în discuție. Dacă ați făcut-o, prezentați de ce faceți asta. Eu sunt medic de gardă, de cum am prezentat-o. Și acum vreau să documentez, dacă interziceți, știm de ce. Argumentați și după asta ne vedem de treabă. Eu pot să arăt și băietul care m-a lovit. Stai o leacă. Asta e discuția avocat-client. Da? Dar spate la cameră. Stai un pic. Eu n-am cerut voie. Eu sunt jurnalist și nu-mi cer voie. Deci nu vă supărați. Ba da. Spate ieșit afară. Nu am nicio problemă, că eu am acces. Eu te rog.
Așteaptă un pic. Pe mine nu mă interesează Ministerul Sănătății. Eu încă o dată vă repet, eu sunt avocată și dumneavoastră ați intervenit pe relația avocat-client. Ridicați-vă cea cu privire la avocatul. Noi ne-am înțeles? Dumneavoastră, când afară, ce este... Poate și ce mi-a spus. Așteptă un pic. Discutăm și după. Asta este suficient ca eu să-i ofer dumnealui asistență juridică. Ceea ce eu acum încerc să fac. Și dumneavoastră interveniți în relația avocat-client. Și pentru asta este o răspundere. Verificați legea. L-ați auzit? Dumneavoastră nu auziți pe mine. Ridicați-vă privire la avocatură și vă rog, mă lăsați să vorbesc cu clientul meu. Totul bine? Da. Nu, asta am fost. Am dormit. Mă lăsați să vorbesc cu clientul meu. Ce? Vă răsiți? Asta deja depinde de pacient. Tu vrei să trezi dosarul medical? Da, eu vreau să-mi dar dosarul. Mi-a adus și dosarul medical, ca dumneavoastră. E că de asta există, domnul, înțelegeți că dumneavoastră habar n-aveți de legislație. Dar nu aveți obligația. Are dreptul să-și vadă dosarul medical. Să vă arăt domnul Ministerul Sănătății. La Institutul Sportiv am învățat. Ascultă un pic, ascultă. Nu vreau să vă răspund la întrebările de aici. Pentru că nu cunoașteți. Pentru că la dumneavoastră, nu este. Domnul m-a sunat toată săptămâna, cere asistență juridică din partea mea și dumneata intervine în relația avocat-client. Ce nu-i clar aici? Eu v-am răspuns despre istorie. Nu aveți dreptul nici să cereți istorie. Dumneata nu ai dreptul să stai aici deasupra capului meu să intervine în relația avocat-client. De asta nu ai dreptul să faci. Și Sorcovișciuc Alexandru va afla asta pe cale mai dificilă, cu plângeri, cu tot unde trebuie. Eu îi lămuresc că eu aici vorbesc cu clientul care mă angajează ca avocat, dumnealui îmi cere eu să plec din secție. Și dumnealui cum să rămână, dacă are nevoie de avocat? Să rămân să fiu bătut. Ați fiu bătut și în special cum fost bătut la voi în secție. Ia că de ce eu sunt aici. Eu am venit să înlecuiesc capul și am primit o palmă de la domnul Valeriu. Procuratura au fost ieri la voi. Asta nică nu vă dai de înțeles. Nică nu vă dai de înțeles. Deci acum, ori plecați acum de lângă mine, ori mergem pe calea cea mai dură. Eu nu v-am rugat să-mi interziceți, nu vă supărați. Eu îi dau acolo pentru că dumneavoastră nu cunoașteți legislația. O să mă dați în judecată dacă o să aveți pretenții, dar aici nu aveți voie să interziceți. Asta e altceva, e alt cale. Deci uzați calea legală. Verificați legea atunci. Despre accesul la informații, spune. Eu plec să-mi iau un țigară, nu o să-mi ies să-mi chide ușa. Da. Puteți ferma să nu mă la cine vreau asta? Bine, înseamnă eu vă rog foarte mult să eu nu plec nicăieri. Mine nu mă interesează, pentru că dacă mă forțați să ies, eu chem poliția, pentru că clientul meu este bătut în această secție. Eu clar am făcut situația. Și este avocat care apără omul bătut la voi în secție. Ați auzit acea persoană? Avocat. Așa este și continuăm. Documentați, citiți legea. Continuăm și după asta îți iei o pauză. Uitați, eu încă un caz real aici și am văzut cum om murit de timp de jumătate de ceas. Hai noi întâi să terminăm discuția despre tine. Cazul tău. Bun? Bine. Persoana care tot m-a lovit la balcon, m-a lovit în cap, în pulsoară, el a musut injecții, el se simte într-o stare deplorabilă. El îi slăim de puteri și tare, 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 deci de puteri, el e niu om. Cum am fost eu în 2009, în 2009 tot am fost aici adus în orta, dacă îți văd o reportaj cu Brega. În 2009, domnul Brega e unul om care m-a ajutat și așa să mulțumesc domnului toată viața. Tu în 2009 tot aici ai fost? În 2009 tot în secția asta și eu am uian tot în secția asta cerut să cunosc tot personalul care m-a bătut. În 2009 am fost legat o noapte. Eu am fugit de două ori, cum am spus în reportajul lui Brega. Am fugit. Asta deja costa. Este înregistrat acolo. Da, dar nu este înregistrat cum am fost legat de pat. Am fost legat cu prostiri de mâini și de picioare și de pânci cu prostiri.
În 2009. Eu v-am rugat, eu n-am înțeles. În 2009, dumneavoastră, cu clasă. Eu asta n-am, n-am ajuns. În 2009 și asta noi? În 2009, în 9 ianuarie. Eu am să plec și apoi o să discutați. Eu v-am rugat, nu? Eu răspund pentru toate vorbele. Dacă eu și avament, eu am dreptul să plătesc o amendă. Mi se recuvine o amendă. Eu în 2009, pe 9 ianuarie, am fost adus aici, Ana. Am fost legat cu prostirile din mine, ca băietul care m-a lovit cu un punct puternic. Nu, așa, așa situații între pacienți se întâmplă. Pentru că sunt pacienți în stare de agitație. Eu la mine ne-a sub injecție, care el e un om, e că el e zi. Păi tocmai de asta tu nu te poți supăra. Pur și simplu trebuie să fie atent. E ca medicii și surorile medicale și infermieri nu au dreptul să răgești mâna. Știu, nu au drept, nici nu au drept să înjură, dar ei și înjură aici, cu Dumnezei, cu alumeta și cu băi încoace, vrem la leacuri și te duci la leacuri și împiești în râs. Ce? Cum fetele? Mai faci ceva treabă, fetele? Deci tu procurorul ai spus că nu ai pretenții? Da, i-am spus la spital. N-am, dar am... I-am spus, am pretenții față de personal, i-am spus, am, dar față de spital nu am pretenții categorii. Spitalul, într-adevăr, este pentru oameni care au nevoie, dar eu nu am nevoie de chestia asta, pentru că și în 2009 nu am avut nevoie. Eu am așa o mentalitate, dacă am ajuns la dumneavoastră, nu poate să ajung un lui bolnav psihic, să ajung și tu la dumneavoastră și să-i dai interviu și cu domnul Bregă. Și eu ăsta pot să... pot să merg până la finish-ul cazului ăsta, pentru că doamna nu ne-a spus injecția anti-scovăială, nu ne-a spus. Dar pentru că nu înțelege cuvintele astea. Tu unde eu să înțelegi, asta? Înțelegi. Aici descovăit tot spitalul, știi, că descovăiești. Când mergi ca calicul, aici zici că descovăiești. De la care medicament asta se întâmplă? De la injecția care doamna nu vrea să o spune, dar băieții sunt în secții care o știu. Eu pot să mă interesez și eu o să-mi notez și o să o știu și o să o scriu. Și asta e chestia care cu... Tu ai fost adus cu cătușe? Am fost adus cu cătușe. Tu ai spus că ai venit binevol. Am vrut să vin binevol pe data de... Stau. Eu am dorit să vin binevol pe data de... Ai spus pe 26. Data de 27 eu am vrut să vin benevol, dar domnul polițist din sector, de Liu Ilie, care el, după funcție polițist, dar el a terminat școala de profesor de istorie, după catedră militară, el a venit Duceascov la noi în sat. Are un cumnat care l-a băgat. Satul Mulești, unul eloven. Are un cumnat care a băgat rugile și acolo a uns piscine trebuit și el a ieșit polițist. Și acum pe 27 tu ai vrut să vii singur, dar te-au adus ei. Pe 27 să vin singur, că eu știu că pe 26 nu lucra nimeni duminica. I-am adus duminica, i-am pus injecția și ea, după care până marți, până a trecut eu lecuirea care a trebuit și care ne-a trebuit prescrisă, eu am fost un om. De duminică până marți, eu am fost un om, am fost om invalid. Dacă știți ce înseamnă om invalid, să vedeți cum merge, eu pot să vă arăt și cum mergem. Dar nu numai decât de filmat chestia asta, că... Acum, când te externează, ți-o spus? Când mai externează? Azi e data de... La noi e data de 12, e miercuri. Joi mai am o zi grea și vine spasele zburătoare. Vine de acolo, la tata, data asta și cu negru, și cu roșu, la tata, ca asta. Dar eu, dacă vreau și azi, pot să-mi iau. Pur și simplu vreau să-mi dai foaie de externare. Și eu domnului doctor fișa din 2009, care mi-a dat-o el, dumnealui externare, mi-a dat-o de aici și care aparat la institut sportiv, când am intrat, eu am trecut aparatul cu chișca la cap, tete, trup și de cele. Eu în 2009, ianuarie, 9 ianuarie, am ajuns aici și în septembrie am depus actul la institut, la Universitatea Sportivă, la USEF. Acolo primul an, drept civil, drept penal, drept administrativ, drepturile astea se învață 100%. Și eu, mulțumesc lui Dumnezeu, acolo m-am dus să învăț. Clar. Și drepturile și o plângere o pot scrie fără advocat și fără procuror. Am scris și unele plângeri și la procuratură și la sectorul calea ieșilor, n-am primit răspuns nici la ziua de azi. Telefoanele mele... Cazul acela din 2009 sau pe alt caz? Poftim? La cine ai primit răspuns? La cazul de
de 2013, dacă este telefonul meu unic, eu am telefoane și mai bune. Adică două în două este registrat cum o sunam de 3 ori, dar eu dormeam așa de strâns când nici n-am auzit. Trebuie să mă externez, că acces liber am ea, că și chiar acum a fost, nu știu, poate după convorbirea noastră cu dumneavoastră, poate să îndăi acces liber, dar putem să vorbim cu astăzi. Asta am acces liber. La ce acces liber? Să ies până afară, să-mi cumpăr ori să fumez o țigară la aer curat. Deci de când ești tu aici, din 26 mai, numai ieri tu dat voie, pentru că era procuror? Și când a venit procurorul, mi-a dat decizii să ies la acces liber, la regim, aici se zice regim. Dar la plimbare până ieri tu n-ai fost? La plimbare numai cât am fost la urolog, când am văzut cazul cu o femeie timp de jumătate de oră, o intrat pe picioare și o ieșit moarte și eu am ajutat la femeie și ea m-a ajutat. Dar tu nu ești medic, n-ai venit să știi de ce eu am murit, corect? Eu am întrebat. De cine ai întrebat? Care erau spărieti, infirmieri care au pus, nu infirmieri, sanitari. Procurorului nu i-a spus chestia asta, numai domnului Brec. I-a spus facă lumină în cazul ăsta. E procurorul să-i spui. Dar procurorul, domnul Victor, o zic, dacă am ceva pretenții, o zic să-l apelez prea direct cu dumnealui. Să-l apelez, mi-a dat numărul lui de telefon. Și tu ieri procurorului i-a scris explicații sau plângere? I-a scris explicații. Iar domnul Victor Foiate, procuror sectorul centru municipiu, am municipiul Chișinău 022-54-2013. Poate mi-a dat un număr fals, poate mi-a dat un număr de doctor. Ion, numărul este corect, relaxează-te. Deci este corect numărul. Da. Dar de ce ai dat explicații, dar nu plângere? Pur și simplu n-am vrut să-i fac probleme domnului Victor Gămedu, șefului secției, n-am vrut să-i fac probleme. El a zis ca să vorbească cu personalul și s-a schimbat situația radical în secție. Până mâine noi terminăm medicamente timp de o oră. Cum îl numești pe șeful secției? Domnul Victor Fortuna de Omidovici. După tată. Și cam asta e chestia. Nu știu asta, am și eu pățit după interviu cu dumneavoastră, văd că la spate mi-arată treți punctul. Chiar și doamna asta, mai zdravenuță, eu am întrebat să am acces după asta. Și e mi-a arătat. Și azi, că și nu știi și eu pățit pe v-ați dus și dumneavoastră. Nu, tu ai celălalt, dar numărul de telefon. Da, numărul de telefon. Asta e doamna Doina Advocat. Și în caz, un mandat. Da, eu vreau să facem un contract. Contract nu. Mandat, pur și simplu, să semnez care îmi dă.